Stimați colegi, bună ziua! Vă aduc la cunoștință că prin hotărârea Biroului Permanent Central din 6 noiembrie 2019, pentru ziua de 8 decembrie a fost convocată ședința lărgită a Consiliului Politic Național. Din cei 87 de membri de facto a Consiliului Politic, prezenți sunt 65. De asemenea, la ședința Consiliului au fost invitați primarii aleși pe listele Partidului Liberal Democrat, consilieri raionali și consilieri locali. Vreau să vă zic că mă bucură faptul că nu ne ajung scaune. Am zis-o așa deoarece interesul dumneavoastră pentru a participa la această ședință mă bucură. De aceea constat că noi avem quorum și ședința Consiliului Politic Național o declar deschisă. Ședința Consiliului Politic Național coincide și cu o dată însemnată pentru Partidul Liberal Democrat și anume cu aniversarea a 12-a de la fondare. În sală avem cei care au stat la baza formării partidului, mă refer la fondatori. Îl avem în sală pe primul fondator al Partidului Liberal Democrat din Moldova, președintele Partidului Liberal Democrat de Moldova, domnul Vlad Filat, cu care cu o deosebită plăcere îl invit în prezidium. Cer scuze dacă nu am nominalizat și alți fondatori,
În sală sunt sigur că sunt, este domnul Victor Roșca, trebuia să fie... Sergiu Panaghiu, Ion Antochi și alții care sunt și membri ai Consiliului Politic Național, fapt pentru care îi salut aici la ședința Consiliului. Înainte de a trece la aprobarea ordinii de zi, e neapărat să alegem secretarul Consiliului, secretarul ședinței, propuneri. Doamna Sanduță Galina, președinta Organizației Femei, Teritoriul Orhei. Da, mulțumesc. Alte propuneri? Sunt alte propuneri? La voi. De cine pentru aceea ca doamna Galina Sanduță să fie alesă secretar al ședinței? Vă rog, votați pentru. Împotrivă, abțineri, doamna Galina, vă rog, luați loc la masa pentru secretariat. Ocazia sărbătorii de 12 ani de la fondarea partidului, vrem să ne aducem aminte de unde am pornit și unde suntem. Suntem de 12 ani împreună. Împreună am pus capăt regimului comunist Voronin. Împreună am deschis porțile țării spre Europa. Mai întâi, prin micul trafic la frontieră, un milion de cetățeni au putut să călătoresc pe liber în zona frontalieră a Uniunii Europene. Apoi, împreună am obținut dreptul de a călători fără vize în toată Europa. Atunci când natura s-a dezlănțuit, când oamenii au rămas fără acoperiș deasupra capului, am fost alături de cei sinistrați cu soluții și ajutoare concrete. Noi am instituit pensia energetică și de atunci sute de mii de familii primesc subvenții pentru încălzirea în perioada rece a anului. Împreună ne-am ridicat în apărarea presiei libere și a dreptului la o informare corectă și obiectivă. Împreună am lansat proiectul de țară Integrarea în Uniunea Europeană. Semnarea codului de asociere cu UE a fost primul nostru pas spre împlinirea acestui vis. De 12 ani suntem împreună și la bine și la greu. Împreună construim viitorul nostru european. Împreună facem viața mai bună. La mulți ani, pe revedere! Împreună facem viața mai bună. Acesta a fost sloganul în alegerile locale, de aceea astăzi, la ședința Consiliului Politic Național, se propune următoarea ordine de zi, care o veți proiectată pe ecranele laterale. Deci sunt două chestiuni cu privire la rezultatul alegerilor locale din 20 octombrie 2019, sarcinile imediate ale partidului în viitorul imediat și cu privire la operarea unor modificări în organele de conducere ale partidului. Poftim dacă sunt careva propuneri cu referire la ordinea de zi. Cine e pentru aceea ca ordinea de zi a ședinței Consiliului Politic Național să fie aprobată? Vă rog, votați pentru. Împotrivă, abțineri. Înainte de a procede la discuția chestiunilor incluse în ordinea de zi, e neapărat să convenim
asupra regulamentului de lucru. Deci la prima chestiune voi avea eu luare de cuvânt, sunt înscriși mai mulți vorbitori, dar așa am rugăminte ca să discursul să nu fie mai mult de 4-5 minute, ca mai apoi să adoptăm hotărârii la chestiunea cu numărul 1, să procedem la chestiunea cu numărul 2 și respectiv să finalizăm ședința, eu cred că până la ora 13:30. Se acceptă? Deci cine pentru aceea de a aproba regulamentul, poftim votați pentru, împotrivă, abțineri, unanim. Mulțumesc! Dragi colegi, onorat Consiliu, astăzi marcăm 12 ani de la fondarea Partidului Liberal Democrat din Moldova. 12 ani e mult, ori e puțin, sunt niște întrebări la care cred că avem răspuns. În acest timp am cunoscut și înălțări și căderi, am trăit și bucurii și mâhniri, dar mereu am acționat pentru binele oamenilor și în interesul Republicii Moldova. Permiteți-mi să vă felicit și să ne felicităm pe toți cu această frumoasă ocazie și să vă doresc să încheiem acest an cu bine, să ne bucurăm de comuniunea cu oamenii dragi, de sărbători și să aveți un an fericit. Felicitări, stimați colegi! Onorată asistență, de numele Partidului Liberal Democrat sunt legate cele mai importante evenimente care au marcat istoria Republicii Moldova din ultimul deceniu. Să ne amintim ce a însemnat pentru poporul nostru regimul comunist. Republica Moldova era izolată complet de restul lumii. Relațiile cu țările vecine, în primul rând cu România, erau practic înghețate. Oamenii nu aveau dreptul la libera circulație și erau nevoiți să cheltuie bani și timp pentru vize de călătorie și în celelalte țări ale Uniunii Europene. Dar, odată cu apariția Partidului Liberal Democrat pe scena politică, lucrurile în țară au început să se schimbe spre bine. Cetățenii au început să prindă curaj și mai ales să creadă cu fermitate că Republica Moldova poate avea un viitor european. Noi, liberal-democrații, nu am dus niciodată lipsă de cârcotași și răuvoitori. Aceștia au fost și vor mai fi, dar nici chiar cei mai înrăiți dintre ei nu pot nega faptul că noi, anume PLDM, a obținut semnarea convenției privind micul trafic la frontieră și astfel 1 milion de cetățeni au putut să călătorească liber în zona frontalieră a Uniunii Europene. Noi, Partidul Liberal Democrat de Moldova, am scos sârma ghimpată de la prut, ca anume PLDM s-a ridicat în apărarea presei libere atunci când regimul comunist încerca să închidă postul de televiziune ProTV Chișinău, ca anume PLDM, cu sprijinul partenerilor săi din Partidul Popular European, a reușit să negocieze și să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană și acordul de liber schimb, ca anume PLDM și aleșii locali au reușit să atragă investiții importante pentru modernizarea infrastructurii unităților administrativ-teritoriale. Republica Moldova era un mare șantier. Se renovau, ori se construiau din temelie centre de sănătate, grădinițe, școli, edificii de menire culturală, se construiau importante tronsoane de drumuri și trebuie să recunoaștem că tot datorită PLDM-ului în Moldova au fost construite sate și de la zero. Eram foarte aproape de a ne vedea visul european împlinit.
dar nu a fost să fie așa, pentru că au intervenit forțe malefice și ostile Republicii Moldova, care au reușit pentru moment să deturneze parcursul nostru european. Pentru asta, forțele ostile țării noastre au pus la cale un plan diabolic, decapitarea și destructurarea Partidului Liberal Democrat de Moldova ca forța motrice a acestui proces. Cine a lovit în noi? Au lovit autorii și beneficiarii furtului miliardului, oligarhul Vladimir Plahotniuc și controversatul afacerist Ilan Șor, în complicitate cu structuri de securitate și cercuri de interese străine. Anume, ei au orchestrat arestarea și condamnarea liderului nostru, domnului Vlad Filat. Anume, oligarhul fugar Plahotniuc cu tot holdingul lui de presă și cu toți duleii săi din așa zisă justiție ne-au prigonit, intimidat și hărțuit an la rând pe toți membrii aleși locali ai Partidului Liberal Democrat. Dar noi am rezistat. Și timpul a arătat că cei care au lovit în Partidul Liberal Democrat sunt niște hoți și criminali care au prădat, au trădat și în cele din urmă au părăsit pe căi ocolite Republica Moldova. Noi cerem acum și vom cere mereu ca cetățeanul Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor să fie aduși în țară și deferiți justiției pentru devalizarea băncilor și pentru tot haosul pe care l-au provocat în societatea noastră. Am spus și înainte de scrutinul local din toamna trecută că Partidul Liberal Democrat va obține un rezultat bun. Și noi am obținut un rezultat bun. Dacă ne raportăm la toate prognozele electorale care ne atribuiau zero șanse. Mă refer că toate sondajele care au fost făcute înainte de alegeri Partidului Liberal Democrat le ofereau zero sau prin denumita și alte partide. Dar nu era această campanie de denigrare, de nu era de fapt această campanie de denigrare, am fi avut candidați în toate orașele și satele din țară. Și atunci PLDM ar fi repetat, cred eu, cu siguranță, succesul din 2015, atât la număr de primari, cât și la număr de reprezentanți în consiliile raionale. Zic lucrul acesta deoarece în scrutinul electoral local Partidul Liberal Democrat a înaintat candidați doar într-o treime din unitățile administrativ-teritoriale. Și totuși, după 4 ani, Partidul Liberal Democrat din Moldova revine ca forță pe scena politică. La ultimele alegeri locale generale, noi am reușit să obținem un rating politic la nivel național de aproape 6%. PLDM devenind a patra forță politică de Republica Moldova. Noi am câștigat 48 de mandate de primar, 66 mandate de consilier raional și peste 550 de mandate de consilier local în mai mult de 220 unități administrativ-teritoriale. Candidații noștri au obținut victorie și în 3 orașe centre raionale, Leova, Șoldănești, Telenești. În total, pentru echipele Partidului Liberal Democrat, la alegerile locale din 20 octombrie, au votat peste 150 de alegători din întreaga țară. Aici, de mii, eu ce am zis? 150 de mii de alegători din întreaga țară. Aici, în această sală, sunt prezenți mai mulți primari și îmi face o deosebită plăcere, Andrei, să-i prezint. Ziceam că pe listele Partidului Liberal Democrat au fost aleși 48 de primari și cu o deosebită plăcere vreau să prezint
în ordinea alfabetică a raioanilor. Anini Noi, Chetrosu, Zalevski, Leonid, Leonide. Tot de la Anini Noi, dar nu e prezent, e satul de la Cău, Vasilița Gheorghe. Este. Basarabeasca, Abaclia, Niculiță Victor. Cer scuze, Anini Noi, Puhăceniu, Plămădeală, Vecislav. Vecislav. Ziceam de domnul Niculița Victor, care este unicul candidat. Am avut un singur candidat și a câștigat, deci, mandatul de primar și 3 consilieri raionali. Bravo, Victorie! Căușeni, Ciuflești, Pârlog Sergiu, Coșcalia, Ieșanu Elena, Hajinus, Iepure Anatolii, satul de la frontieră, Sălcuța, domnul Novac Ion, Tănătari, doamna Jubea Lidia, Tănătarii Noi, Cernețchi Veronica, Criuleni Jevreni, Rotari Igor, Igoraș, Măgdăcești, Cojocarul Luba, Domn Dușeni, Țaul, Mitrică Androni, tot de la Domn Dușeni, dar nu este prezent, la Scăieni, Racu Lucian, Iedineț, Hlinaia, Cebani Ion, Parcova, Marcel Snegur, Gașpar, Horodișteanu Oleg, Hâncăuț, Bobuțac Anatol, Glodeni, Limbeni Veci, Bandalac Valeriu, Hâncești, Lăpușna, Chiosa Ion, satul de baștina domnului președinte, Leova, o să încep cu Filipeniu, cel mai tânăr primar, Camerzan Tudor, Tudorică, orașul Leova, Bujorean Alexandru, satul Orac, Vasnei Ion, satul Sârma, Cazacul Lilia, Nisporeni, Comuna Ciorești, Guțu Valeriu, nu l-am văzut în prezență, nu. Orhei, deci noi am zis că să luăm măcar ultimul bastion, măcar o singură primărie din Orhei, fiindcă știți cine e acolo, și deci avem la Ghetlova Stăvilă Oleg. Rezina, Ghiduleni, Cuibana Leona. Șoldănești. Cer scuze. Rezina, Solonceni, Burdujan Valentina. Sângerei, Iezărenii Noi, Renata Gabor. Șoldănești, Tinica Alexandru. Strășeni, Chirianca, Gonciar Emil. Lozova, Botnarul Ilian. Micăuț, Dolghi Vasile. Scoreni, Tăbăcarul Svetlana.
Sireț, Boaghe Leonid, Voinova, Belostecnic Vasile, Negrești, Schirliu Alexandru, Roșcani, Gonța Irina, Telenești, Lelic Vadim, Pistruieni, Mihalcenco Maria, Bănești, Popovici Vasile, primar la a șaptelea mandat, Budei, Dragan Victor, Chiștelnița, Ciobanu Constantin, Leușeni, Lazarenco Valeriu, Ungheni, Sculeni, Casian Vasile. Vreau aici să fac... Cer scuză! Știu. Cer scuză, Sergei, deci Verejeni, Popa Sergei, unul din tinerii noștri candidați. Mulțumesc mult! Domnul Iepuri, iertate să-mi fie greșelile care le-am făcut, eu aș vrea să mă greșesc nu cu unul, cu doi, dar măcar încă cu 100. Deci Ucrainca Crivoi Ion. Da. Deci nici de cum nu puteam să-l uit pe domnul Vacarciuc, deoarece ne leagă niște prietenii de mai de mult, ne cunoaștem și este primarul care a fost de la PLDM, a rămas cu la PLDM și a demonstrat că se poate. Mulțumim, domnule! Făcând o analiză a rezultatelor alegerilor locale în organizațiile teritoriale, nu pot să nu menționez că toți ați demonstrat că se poate. Dar mă bucură faptul că organizația teritorială din Strășeni, care s-a format pe ultima 100 de metri, a demonstrat că echipa poate să aducă rezultate bune. Și la Strășeni avem 7 consilieri raionali și 8 primari. Același lucru pot să-l menționez și despre Căușeni și despre Telenești, care au un rezultat foarte bun atât la nivel de consiliile, consilieri raionali, cât și de primari. Câte 6 consilieri, vă rog, mulțumesc foarte mult! Teleneștiu, Căușeniu, vă rog, domn Centoloi! Aș putea despre fiecare organizație să vorbesc, că-i cunosc în parte pe toți. Mă bucură și rezultatele de la Glodeni, chiar dacă nu am avut organizație statutară, dar avem și consilieri raionali și primari. Mă bucură și faptul că în unele organizații care ne-au părăsit președinții pe ultima 100 de metri, cei care au rămas au demonstrat că se poate. Mă refer aici la Florești, care a demonstrat că se pot înainta candidați și putem câștiga și consilier raional. Și aici aș vrea să-i aduc o mulțumire lui Dumitru Colța, care s-a încadrat pe ultima 100 de metri.
nu pot să menționez, să nu menționez aici și Rezina, și Șoldăneștiu, și Strășeniu, Iedinețu, care tot timpul ne-a demonstrat că se poate, Ialoveni, Nisporeni, Ungheni și celelalte, nu vreau acum să le trec în revistă. Dar eu cred că surpriza pentru noi astăzi constă în următoarele. Aici în sală avem doi primari care au candidat independent, dar care se află în echipa Partidului Liberal Democrat din Moldova. Și eu aș vrea să o prezint aici pe doamna Guzun Oxana, primarul de Mândrești, Telemești. Repet încă o dată, primarul de Mândrești, Telenești. Și de asemenea pe domnul Ștefan Roșca, primar de Cornova, care vorba dumnealui, eu nu m-am dus nicăieri, eu sunt acasă. Mulțumim, Ștefane! Dragi colegi, ultima competiție electorală la care am participat arată că oamenii nu și-au pierdut încrederea în Partidul Liberal Democrat, că ei văd în noi un adversar vocal al autocrației, corupției și haosului din țara noastră. Că Dădon și coaliția PSRM-PD pot primi riposta cuvenită din partea noastră dacă vor încerca să schimbe vectorul de dezvoltare a Republicii Moldova sau dacă vor atenta la cuceririle democratice și naționale. Noi ne-am relansat după o perioadă complicată pentru partid. Acum avem câteva obiective clare în fața noastră. În primul rând, vom continua să consolidăm structurile partidului astfel încât Partidul Liberal Democrat să fie prezent în toate localitățile Republicii Moldova. Vom continua să atragem în rândurile noastre oameni noi, pregătiți, dar mai ales devotați interesului național. Un alt obiectiv constă în instruirea permanentă a aleșilor locali. Vom crea pentru primari și consilierii noștri locali platforme de instruire în domeniul administrației publice și în managementul proiectelor. Și nu pentru că ei nu ar avea suficiențe cunoștințe, dar administrația publică este o actualizare continuă a capacităților pentru a face față atribuțiilor ce le revin. Noi vă vom oferi suport în elaborarea proiectelor de dezvoltare locală și în atragerea finanțărilor pentru implementarea lor. În acest sens, va fi pe deplin funcțională Asociația Aleșilor Locali al Partidului Liberal Democrat, în cadrul căreia vom implementa proiecte de dezvoltare locală, vom iniția parteneriate, înfrățiri, colaborări cu primăriile din străinătate. Am promis în campanie pentru alegeri locale să facem viața oamenilor din comunitățile noastre mai bune, adică să demarăm proiecte ample de dezvoltare a localităților. În asta înseamnă că nu putem miza doar pe bugetul public. Conform datelor Platformei de Asistență Externă a Republicii Moldova, în luna septembrie 2019 erau alocate peste 2 miliarde de euro din fonduri internaționale pentru finanțarea unui număr total de 2050 de proiecte în diverse domenii. Deci bani sunt, e necesar să-i putem valorifica, e necesar să înaintăm proiecte pentru a primi aceste finanțări. Este important pentru Republica Moldova să existe un PLDM puternic, un PLDM conectat la cea mai importantă structură politică din Europa, Partidul Popular European. Un PLDM care urmează constant vectorul european și face pași concreți pentru a relansa proiectul de țară, integrarea în Uniunea Europeană. În acest moment aniversar,
transmitem apelul nostru la unitate și solidaritate către toți cetățenii Republicii Moldova. Numai noi, cetățenii acestei țări, suntem garanția și interesul național, valorile democratice și principiile statului de drept vor fi mai presus decât toate. Felicitări, stimați colegi, înainte și doar împreună facem viața mai bună. Vă mulțumesc! Din emoții, cer scuză, am uitat să mai numesc pe cineva. După constituirea consiliilor raionale, deci Partidul Liberal Democrat la ziua de astăzi are 3 vicepreședinți de raion pe care cu plăcere vreau să vă-i prezint. Doamna Galina Tonu, Ialoveni. Domnul Alexandru Tăburceanu, Telenești. Și cel mai tânăr dintre noi, Ieremia Iulian, vicepreședinte Sângerei. Stimați colegi, cu ocazia sărbătorii de 12 ani, avem un mesaj din partea Partidului Popular European. On behalf of PPP, I would like to warmly congratulate you on the 12th anniversary of the creation of your party. 12 years of victories and challenges, opportunities and obstacles, hope and disappointments. Some might think that 12 years is still a young age for a political party, but I disagree. In a country where every day you must fight for survival under the socialist oppression and face constant harassment for over a decade, 12 years is a long time. But despite it all, you have made it here today, and I would like to congratulate each of one of you. Your resilience to keep going in the fight against the socialist oligarchs. Your commitment to a pro-European Moldova with strong EPP and EU values. And your determination to put the interest of every Moldovan first. In EPP, we have been following the political developments in Moldavia for more than a decade. While the center-right has faced many difficult times, we were happy to see the unity among our partners. We must admit that it is thanks to PLDN that the pro-European center-right forces could achieve many political successes at home. I am convinced that the pro-European center-right remains the only vocal opponent to the autocracy, corruption, and chaos the Democrats and the Socialists have brought to Moldova. And EPP is proud to have such partners in Moldova. It is party like your party who maintain the hope of democracy for the Moldovans and remain a viable political alternative that can ensure a better life for the people of Moldova. Dear friends, politics is not just about winning an election. It's also about being able to reinvent oneself, adapt, put the people's interest above party politics. Over the years, you have proven political wisdom and the ability to start from the beginning. On your anniversary, I want to say that EPP has been impressed by your results in the past local elections. You have proved that PLDN is more than alive and kicking, and this is thanks to your hard work. Today, however, it's a day to celebrate your successes and take good note at how far you have come. I bet it was not an easy journey, but I trust you are now stronger and wiser to lead the way in Moldova. In the meantime, the EPP will continue to stand by our partners in their fight to bring Moldova closer to
to the European Union and to dismantle the socialist oligarchy cartel that keeps Moldova in a deteriorating state. We believe that you are the future of your country, and you can bring order and prosperity so that the state institutions work in the interest of all Moldovans, not just a few. La mulțumim, dragi prieteni. Mulțumim mult și acum permiteți-mi să ofer cuvântul domnului Vlad Filat. Dragi prieteni, o să îmi cer permisiune de la domnul Deleu, având în vedere că mi s-au repartizat 5 minute, că în cazul în care voi depăși un pic să nu fie cu supărare. Va fi cu bucurie. Mulțumesc. Nu știu cum să vă redau, exact ceea ce simt și probabil este foarte greu să faci acest lucru, doar că să înțelegeți că după 50 de luni de singurătate să treci într-o perioadă atât de scurtă în atmosfera care mi este atât și atât de cunoscută, atmosfera care poate să o genereze doar oameni care au făcut parte și fac în continuare parte din, nu dintr-o echipă politică, dar dintr-o stare de spirit, într-o societate măcinată de multiple probleme care nu o să le enumăr acum. Vreau să știți că chiar dacă au fost pereți, gratii și tot așa mai departe, eu v-am simțit. V-am simțit pentru că bateriile erau încărcate pe parcursul anilor de acele multe lucruri pe care le-am făcut împreună. Multe pe care, din păcate, au reușit unii să le treacă cu vedere, alții să le acopere cu neadevăruri și cu multe, multe nedreptăți. Și pentru acest lucru eu vă mulțumesc, pentru că acest lucru m-a ajutat să pot să fiu astăzi aici, în fața dumneavoastră. Eu înțeleg că sunt foarte multe întrebări, înțeleg că sunt foarte multe speculații și vor fi în continuare. De aceea o să încerc eu să vă spun direct ceea ce nu am reușit, din păcate, în perioada anterioară să o fac. Vorbeau alții în locul meu, pentru mine și așa cum credeau ei și le era lor în interes. Eu am activitatea politică suspendată și o voi avea în continuare până în momentul în care voi demonstra că tot ceea ce s-a vorbit, tot ceea ce s-a promovat cu atâta insistență în privința mea a fost un adevăr, iar ceea ce mi s-a întâmplat dincolo că a fost o nedreptate, a fost un precedent periculos care a dus ca în Republica Moldova să sufere atâta și atâta lume. Însă, faptul că eu voi avea în continuare activitatea politică suspendată nu înseamnă că eu pot să-mi suspend activitatea în acțiunile pentru care am luptat împreună. Asta ține de statul de drept, asta ține de reforme autentice, asta ține de integrare europeană autentică și de faptul că Moldova
trebuie și urmează să fie dus acolo unde este locul său firesc, în spațiul european, nu doar la nivel de declarații și proiecte, dar geografic, valoric, cu drepturi și libertăți pentru cetățeni. Modul în care eu voi activa urmează, în acest sens, urmează să fie definit. Eu nu am acum o formulă, să spunem așa, mă voi consulta și cu cei cu care pot să mă consult în țară, dar și cu cei din afară, însă încă o dată cu certitudine, eu nu pot să fiu suspendat față de aceste lucruri la care m-am referit. Deci, în acest sens, eu sper foarte mult că vom fi împreună. Știu că foarte mulți, într-o manieră pentru mine foarte stranie, au așteptat ca eu să explodez toate cele rele care sunt în această țară. Eu înțeleg acele așteptări care au fost în urma declarațiilor făcute, înțeleg și de ce nu au înțeles exact contextul declarațiilor făcute sau sensul și modul în care a fost făcută acea declarație, însă eu astăzi vreau să vă spun domnilor voastre și sper că vor auzi și alții cele pe care le spun acum, că în țara aceasta sistemul nu doar corupt, că el partea de coruptibilitate este doar o mică parte. Putreziciunea din care face parte și lașitatea umană și trădările foarte la mod în Republica Moldova și multe alte, nu slăbiciuni omenești, dar lucruri care fac în așa fel încât nu poți construiești o societate sănătoasă și durabilă. Deci pentru ca acest regim putred să sară în aer, așa cum am spus, să explodeze, nu este suficient ca eu sau oricine altcineva să facă declarații. Este absolut necesar ca în țara noastră să avem presă cu adevărat liberă și independentă, care nu doar să alerge după știri și titluri bombastice, dar să informeze și să ajute oamenii prin analizele făcute să înțeleagă procesele vitale și importante majore pentru țară, este absolut necesar ca să avem un sistem politic funcțional în care, așa cum am spus întotdeauna, partidele politice sunt instituții fundamentale, nu sunt ceva bazat pe conjunctură și utilizate pe o scurtă perioadă de timp pentru a acumula voturi. Dar sunt instituții fundamentale care nu doar dau jos regimuri, dar după ce le dau jos, guvernează eficient, nu prin încercări, nu prin declarații, dar prin acțiuni și muncă multă, 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 care în rezultat dau rezultate. Avem nevoie de moralitate, avem nevoie de toleranță, avem nevoie de respect reciproc și avem nevoie cu certitudine că această ură care a fost băgată cu forța între oameni să dispară. Fiecare dintre noi putem contribui la acest proces și eu sunt sigur că așa vom face. Așteptările oamenilor, și eu vreau să vă spun că indiferent unde se află ei, în cazul dat cred că înțelegeți că mă refer și la cei care sunt în închisoare sau în alte condiții mai dificile, indiferent de motivele care ajung acolo, sunt în primul rând probabil legat de dreptate. Fiecare dintre noi ne dorim să avem parte de dreptate, să ne putem demonstra această dreptate și consider că pentru Partidul Liberal Democrat, dar și pentru orice om în această societate,
trebuie să devină o prioritate pentru perioada imediat următoare, ca aceste declarații despre stat de drept și reforma justiției să nu se rezume doar la concursuri sau tentative de concursuri, dar la instituirea unui sistem de drept care să nu ofere nimănui posibilitatea să terorizeze oamenii, să-i arunce în închisori sau la în baza unor interese de moment să distrugă viețile oamenilor. Vreau ca să știți, nu spun, asta ar fi fost poate mai corect să fi fost între noi fără presă, dar nu este șansă. Eu vreau ca voi să știți că după aceste 50 de luni eu sunt cu sufletul împăcat, eu nu am răutate sau dorință de răzbunare sau ceva care să reprezinte greutate pe sufletul meu. Sunt foarte liber și îi mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a ajutat să ies așa cum sunt. Și eu cred că acest lucru este important și cred că doar pe această platformă poți să-ți continui viața și să faci ceva durabil. O să vă rog să mă înțelegeți că discursul meu poate nu e atât de cursiv, așa cum îl cunoșteați înainte, dar asta în prezidium și asta în asemenea atmosferă cam e, încă nu e obișnuință pentru mine. Eu sunt obișnuit cu mascați în jur, cu, știți, cum un pic altă atmosferă. Vă rog să mă înțelegeți dacă cumva... Ar mai fi atât de spus, dar înainte de a încheia, vreau să revin la filmulețul care a fost în debutul acestei întâlniri. Pentru mine debutul a însemnat primirea dumneavoastră, pentru care vă mulțumesc din suflet și să știți că am simțit căldura care ați transmis-o și pentru mine acest lucru este ceva incredibil. Un serial mai mult sau mai puțin popular în Moldova, dar foarte popular în lume, Games of Thrones sau Urzeala Tronurilor, discutat foarte mult, vreau să spun că nu face nici doi bani față de filmul pe care împreună l-am trăit pe parcursul a 12 ani. Fiindcă aici a fost o mică parte din tot ceea ce am realizat noi împreună. Și nu mă refer aici doar la drumuri, grădinițe, școli, sate, vorba domnului Deliu. De fapt, nu vorba domnului Deliu, așa a fost. Așa a fost. Aș vrea să mai văd pe cineva care are capacitate cu zero bani în buget să construiască din temelie un sat și jumătate, ca să nu fie așa uitat și nemțeniu. Însă toate aceste lucruri reprezintă fundamentul. Doar fundamentul pe care urmează să construiți. Să construim, dacă doriți. Și eu sunt absolut sigur că acest lucru este posibil, necesar și așa va fi. În încheiere, eu am urmărit pe cât am putut să urmăresc ceea ce s-a întâmplat în interiorul partidului. În acest sens vreau să mulțumesc domnului Deliu, în mod special pentru vizitele pe care le-a făcut în penitenciar, pentru discuțiile care le-am avut, pentru acele îmbrățișeri sincere și pline de căldură. Sigur, le mulțumesc și celor care au venit grăbindu-se să plece sau în misiuni umanitare. Le-am acceptat așa cum a fost. Din ceea ce am urmărit și am înțeles, eu cred
că mesajele care au fost o perioadă de timp poate necesare vis-a-vis de anumiți oameni cu etichetări, unii care au meritat, și aici trebuie să fac diferență, ca fiind trădători și așa mai departe, și așa mai departe, purificările despre care s-a vorbit foarte mult. Consider că noi suntem acum, noi, ca cetățenii acestei țări în general, Partidul Liberal Democrat în special, într-o situație în care ar trebui să trecem la o nouă etapă. Nu vreau să spun că trebuie de trecut cu vederea anumite lucruri, dar trebuie de analizat caz cu caz, dacă doriți, om cu om, și să acordăm înțelegere necesară celor care, vreau să vă spun, din motive poate nu întru totul justificate, dar motive suficiente, s-au retras, s-au plecat din partid. Eu, în penitenciar, am avut așa situații în care să... Eu nu am întâlnit, când am avut contact, dar să... energetic, dacă doriți, să contactez cu câțiva colegi de-ai noștri, foști, care au plecat, doar că au plecat alegând între libertate și apartenența la partid. Eu cred că sunt oameni care trebuie și înțeleși și trebuie primiți acasă, în partid. Dar încă o dată, în urma unei analize și care trebuie să fie una obiectivă. În Republica Moldova nu sunt alți oameni decât sunt. Nu avem de unde să-i aducem din altă parte și trebuie să avem în vedere acest lucru. Eu am început deja să merg într-o direcție, cred că care nu e cazul. Încă o dată, eu vă mulțumesc foarte mult că ați rezistat. Vă mulțumesc foarte mult că ați menținut Partidul Liberal Democrat și aici nu mă refer doar împotriva presiunilor care au venit din partea PD-ului. Eu mă refer și asupra acelor, nici nu, cred că nu au fost presiuni, dar au fost îmbrățișeri și dorințe de a consolida așa anumită partidă pro-europeană prin lichidarea PLD-ului. Cred că urmează să vă spuneți cuvântul într-o manieră nu doar auzită, dar și resimțită. Și eu, să știți că mă voi bucura împreună cu dumneavoastră de toate realizările care cu certitudine urmează să le aibă Partidul Liberal Democrat din Moldova. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc toate cele bune! Vă mulțumim, domnul președinte, și cred că trebuie să ne bucurăm împreună. Permiteți-mi să ofer cuvântul doamnei Galina Tonu, membru Biroului Permanent Central, vicepreședinte al Raionului Ialoveni. Mult stimat domnule președinte de onoare Vlad Filat, domn președinte Tudor Deliu și toți cei ce sunt astăzi prezenți la această frumoasă aniversare, 12 ani de activitate a Partidului Liberal Democrat din Moldova. Este un sfârșit de săptămână, o zi în care încerc să fac o retrospectivă de unde am pornit și unde am ajuns, ce am reușit încă și ce încă mai avem de făcut. După 2 săptămâni de activitate într-o nouă funcție, plină cu multe evenimente, activități,
elaborând proiecte și decizii, totuși îmi pun din nou întrebarea. Locul femeii este la cratiță sau la tribuna Parlamentului, Guvernului, în fruntea unei localități sau a unui raion? Inspirată de femeie care cu mare sârguință mătură în curtea unei ogrezi, îmi răspund. Locul femeii este acolo unde își dorește ea. Rolul femeii este acolo unde îi dictează sufletul și inima. Atâta timp cât încă în societate există și femei și bărbați, politicienii trebuie să fie reprezentanții lor a intereselor, nevoilor, viselor și așteptărilor lor. De atâta, Organizația de Femei a Partidului Liberal Democrat din Moldova, în scurt timp vă promitem că vom reveni de unde am pornit. Este o organizație ce lasă de invidiat. Și după cam aproximativ 4 ani de amorțire, asta ne-a fost soarta. Și priviți că acum carul s-a pornit din loc, s-a pornit cu briu. Drumul nostru spre a ne structura din nou nu a fost lung. A fost mai greu, pur și simplu, de a ne hotărâ unde să pornim și desigur am ales același drum. Avem președinți de organizații primare femei, avem primari femei care astăzi au fost nominalizate în sală. Unele din doamne fiind pe parcursul acestui timp, deci unele din noi femeile am fost intimidate, am fost umilite, percheziționate, eliberate din funcții, dar asta toate le-am rezistat. Și eu cred că am devenit și mai puternice, și mai unite, și mai mobilizate, și mai ferme în convingerea că doar prin participare deplină în viața politică a țării putem oferi copiilor noștri o viață fericită într-un stat prosper. Toate acestea le-am demonstrat acum în alegerile locale din 14 octombrie. Astfel am reușit să facem posibilul ca să femeile să devină mai implicate și mai influente în reconstrucția de partid. Prima condiție a victoriei a fost sacrificiul și asta deja noi am demonstrat-o în alegerile locale. Am luptat pentru locul nostru în politică și am avut succes. Stimați colegi, am luptat, am câștigat, nu singuri, dar având ca un pilon puternic pe domnul Deliu, președintele Partidului Liberal Democrat, și domnul Vlad Filat, chiar dacă nu a fost printre noi să meargă să batem, cum mergeam odată la porți, să îndemnăm lumea să ne voteze, dar el cu sufletul și cu gândul a fost împreună cu noi. Vă mulțumim în numele colegilor noștri pentru încrederea pe care ați avut-o și o aveți în noi, doamnele Partidului Liberal Democrat din Moldova. După rezultatele pe care le-am acumulat în alegeri, am cam tras fermoarul gurilor celor care ne declarau morți. Dar nu a fost așa. Noi suntem vii. Noi suntem puternici. Noi suntem prezenți și viitor. Fiind alături de noi, împreună, desigur, Vlad Filat și Tudor Deliu. În fiecare discurs pe care l-am mai avut, deci vin totdeauna cu exemplul stejarului. Stejarul, de fiecare dată am zis că este un lemn dur, prețios și rezistent, mereu în creștere și dezvoltare. Noi femeile suntem ambițioase, energice, pline cu idei și tindem totuși să avem o țară dezvoltată cu o mamă, cu tată și cu copii în jur la masă. Și dacă o să trageți atenție la 4 fraze cu literele care se încep, o să fie ca un așa, ca un slogan, ca un simbol. Păzește-ne de cei cu rea voință. La greu stejarul nu se frânge.
Dă-ne putere, speranță și credință. Mereu în luptă, dreptatea oricum învinge. La mulți ani, dragi colegi, și noi puteri, cu noi idei și cu multă izbândă. Numai împreună vom face viața mai bună. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim. Mulțumim, doamna Galina. Cu o deosebită plăcere ofer cuvântul vicepreședintelui Partidului Liberal Democrat, primar Deleova, Alexandru Bujarean. Stimate domnule președinte Vlad Filat, stimate domnule președinte Tudor Deliu, dragi prieteni și colegi liberal-democrați, permiteți-mi să vin și eu cu un mesaj de felicitare cu ocazia frumoasei vârste pe care o împlinim astăzi. 12 ani pentru viața unui om ar reprezenta nu prea mult. Un copil la vârsta de 12 ani nu are suficientă capacitate de analiză, de percepție și nu are suficientă putere să se protejeze de anumite pericole. Pentru un partid politic în Republica Moldova, 12 ani înseamnă vârsta unei maturități politice. Pentru că marea majoritate a partidelor politice care au existat în Republica Moldova nu au reușit să ajungă și să atingă nici această vârstă. Unii consideră că, sau considerau până la ultimele alegeri locale, că PLDM face și el parte din rândul partidelor trimise la cimitirul politic. Păi bine, spuneam mai în glumă, mai în serios, chiar dacă cineva ne-a văzut acolo, noi am fost, am văzut care e treaba, nu ne-a plăcut și am revenit acolo unde nu este loc. Vreau cu aceeași ocazie să vin cu un mesaj de felicitare pentru toți colegii care au avut curajul și puterea să participe în aceste alegeri locale. Vreau să-i felicit pe toți cei care au avut parte de victorie în aceste alegeri și pe toți cei care au amânat această victorie pentru 4 ani de zile. Pentru că în condițiile nefaste din Republica Moldova și în situația în care era și este PLDM-ul și astăzi, ținând cont de numărul prietenilor pe care îi avem, dumneavoastră și noi toți suntem toți victorioși. Și eu vă felicit cu acest lucru. Consider că după aceste alegeri locale, Partidul Liberal Democrat a căpătat un statut de partid de alternativă și a devenit o alternativă politică reală în Republica Moldova. Și nu noi cu dumneavoastră ne-am acordat acest statut, acest statut a fost oferit prin vot de cetățeni, prin acea susținere, consider, onorabilă pe care am avut-o noi în aceste alegeri locale. Iată de ce cred că este absolut important ca noi acest statut să-l protejăm și să nu-l pierdem fiind luați de vâltoarea evenimentelor și probabil și ofertelor, propunerilor. Pentru că sunt absolut sigur că astăzi vom fi filtrați cu toții, vom trece toate tipurile de filtre, că astăzi cu noi vor dori să depună mulți flori și alte și să participe și în alte evenimente culturale, dar noi ca și partid nu consider că ne putem alia cu cei care au pierdut această țară, jucându-se mai mult sau mai puțin de guvernare. Noi am fost acuzați de multe, multe greșeli care s-au făcut și știți foarte bine că nu greșește doar cel care nu muncește. Dar noi am greșit muncind timp de minim 10 ani. Am realizat lucruri împreună cu echipa noastră, în frunte cu președintele nostru, domnul Vlad Filat, care nu au fost realizate... care nu au fost realizate și care nu pot cel puțin a fi combătute de niciun politician din Republica Moldova. Spuneți-mi, vă rog, de ce ar trebui atunci eu sau dumneavoastră să ne aliniem cu unii din ei. Cu unii. Nu spun că nu trebuie să avem cooperare și conlucrare. Dar consider că acest statut de alternativă trebuie păstrat. Și în încheiere, eu cred că ne așteaptă ani grei și ani de luptă. Pentru că în Republica Moldova și în politica moldovenească, de fapt, lucrurile au o anumită periodicitate.
Nu cred că cei de vârsta mea ar trebui să spună acest lucru, dar în 12 ani de activitate, dacă și cei ca mine au observat, înseamnă că ea există. Eu cred că noi treptat ne întoarcem în situația anului 2007, în care centru dreapta, ca și partide, reprezintă forțe mai mult sau mai puțin compromise. Unioniștii sunt dezbinați. La guvernare se află o singură forță de stânga și se cere din nou ca iubitorii de patrie și de neam să se ridice. Că așa cum spune istoria neamului nostru, luptătorii se ridicau atunci când se suna în horn. Și atunci când acest lucru va fi posibil, atunci când starea fizică sau spirituală vă va permite, vă rugăm mult, domnule Filat, să sunați în acest horn. Noi vă vom urma. Mulțumim mult, domn vicepreședinte. Și dacă a venit vorba de flori, vreau să vă aduc la cunoștință că în adresa partidului a venit o felicitare din partea Partidului Liberal, semnată de către președintele Chertoacă, în care ne felicită cu ocazia împlinirii celor 12 ani de la înființare, dorindu-ne consolidare și dezvoltare și noi succese în continuare. Ofer cuvântul doamnei Svetlana Tăbăcaru, primar de Scoreni Strășeni. Vă mulțumesc mult! Bună ziua! Domnule președinte și domnule președinte, toată stima și respectul din partea noastră, onorată asistență, dragi colegi, sunt primar al satului Scoreni, al treilea mandat, și vreau să vă zic că primul pas în cariera politică l-am făcut alături de colegii și prietenii mei din Partidul Liberal Democrat din Moldova. Chiar de la bun început, pe parcursul la 12 ani de acum, eu împreună cu funcționarii primăriei, împreună cu consilierii locale mei și cu cei aproximativ 4.000 de locuitori ai satului Scoreni, am mers cot la cot alături de toți membrii Partidului Liberal Democrat de Moldova și am demonstrat și demonstrăm că mai sunt oameni onești, cinstiți și cu demnitate. La fel pot spune despre mai mulți primari din raionul Strășeni, care muncesc pentru binele cetățenilor. În ultimii 4 ani, mulți dintre cei prezenți, dar și mai mulți dintre cei care azi nu au avut ocazia să fie alături de noi, am fost umiliți, am fost condiționați și purtați cu bumbunica pentru a accepta unele propuneri de schimbare a culorii hainei sau puloverului, dar am dat dovadă de verticalitate, de tărie de caracter. Și la începutul lunii octombrie, anul curent, am dat dovadă de bun simț. Într-un timp record de circa 2-3 săptămâni, am consolidat echipa și primarii în alegerile locale. Am demonstrat încă o dată că cei din echipa PLDM sunt cei mai buni. Astfel, în raionul Strășeni ne-am ales cu 7 consilieri raionali, cu 8 primari din cei 11 care au candidat și cu circa 56 de consilieri locali. Bravo! Politica e politică, dar noi trebuie să rămânem oameni. Banii se cheltuie, dar demnitatea rămâne. Și cea mai mare bogăție pentru cei din administrația publică locală, fapt care poate să confirmă toți colegii mei primari, este recunoștința cetățenilor și finalizarea tuturor proiectelor care sunt aplicate în teritoriul nostru. Și cea mai mare recunoștință este recunoștința cetățenilor care, cu părere de rău, pot să-și expună părerea lor și atașamentul față de primar doar o dată în an, atunci când depun votul la alegerile locale. O dată la 4 ani, da, cer scuze.
Eu sunt sigură. Dar să știți că dumneavoastră, în cei 4 ani care ați avut, ați fost un pic separat de noi, cei care am fost în localitate. Tot primărie. Și la fel avem niște obligațiuni față de cetățenii noștri. Și întotdeauna noi trebuie să demonstrăm că suntem cu verticalitate, suntem cei mai buni. Și eu vreau să zic că eu sunt sigură că cele mai bune lucruri urmează să se întâmple în Partidul Liberal Democrat din Moldova. Cele mai bune lucruri urmează să se întâmple și în satele noastre, și în raioane, și în toată țara. Dar pentru aceasta vreau să vă zic că este nevoie de o echipă bună. Dar o echipă bună este unde? Este doar aici, la Partidul Liberal Democrat din Moldova. Și să vă zic că atunci când suntem împreună, întotdeauna am spus și în localitatea mea, pe parcursul acestor 2 mandate, am încercat să conving cetățenii mei, locuitorii satului, că toate proiectele și toate lucrurile frumoase în oricare localitate se fac atunci când suntem împreună. Când suntem împreună și doar împreună facem viața mai bună. Eu vreau din tot sufletul să vă doresc succese și vreau să vă zic că am îndrăznit astăzi să citesc de pe foaie, deoarece colegii mai mulți cunosc, eu nu prea încerc să citesc, dar astăzi era un pericol să nu reușească ceilalți vorbitori să vorbească. De asta eu vă doresc succese mari, să fiți sănătoși și mulți ani înainte să ne bucurăm, să simțim umărul și cotul unul altuia, că doar atunci reușim foarte multe lucruri frumoase. Vreau să menționez că persoanele care au contribuit la reanimarea acestei echipe teritoriale din raionul Strășeni, m-am uitat la domnul Ion Lozovanu, care a avut încredere în noi și a fost unul dintre cei care ne-a entuziasmat și noi am avut încrederea, alături cu Sergiu și alături cu Eugen, alături cu Vasile de la Micăuț, sunt băieții din echipa din Strășeni care le mulțumesc foarte mult și tuturor consilierilor din raionul Strășeni și tuturor celor din Partidul Liberal Democrat din Moldova. Să ne trăiți la mulți ani! Mulțumim, doamnă primar! Ca să nu fim acuzați că noi nu respectăm politica de gender, o să vedeți că astăzi o vorbească mai multe doamne. Ofer cuvântul doamnei Tamara Ambroci Ivanov, membru biroului permanent central, consilier raional Căușeni. Stimate domnul Filat, domnul Deliu, stimați colegi, vin în fața dumneavoastră să vă comunic că cei mai urmăriți astăzi suntem pe Facebook de colegii noștri din blocul acum. Și cele mai frumoase comentarii sunt de la ei, în ghilimele. Deci, echipa PLDM, familia PLDM, pe parcursul la 12 ani, deci sunt una dintre fondatorii echipei PLDM în raionul Căușeni, deci chiar astăzi mi-am amintit cum am mers în vreo câteva localități cu domnul Filat, în o sală de 3 ori mai mare ca sala aceasta, erau aduși oameni din sat ca să ne blocheze, să ne spună cuvinte murdare, ca până la urmă să ieșim îmbrățișați împreună din acele sări. Sper mult că spiritul acesta pozitiv, de bunăvoință, de binefacere, de toleranță și empatie se va reîntoarce față de partidul PLDM, față de echipa PLDM.
din cei 7 primari care sunt astăzi primari în localitățile Raionului Căușeni, 6 sunt primari din fostă echipă. Oamenii, în alegerile locale, oamenii aleg oameni, dar și încrederea care au acordat-o acești 6 primari față cu întreaga echipă a fost apreciată de locatarii acestor localități. Noi, cei care am mers întotdeauna pe dreapta, cei care am, pe parcursul a ultimilor ani, am încercat să susținem dreapta prin diferite acțiuni. Îmi amintesc cum cu un an în urmă eram divizați în jumătate în ședința Consiliului Politic, unde spunea întrebarea să mergem ca partid aparte sau să mergem împreună cu blocul acum. Ne-am divizat fix în jumătate, diferența era de un vot. Și uitându-mă acum în sală, văd mulți și îmi pare bine că cei care, inclusiv și eu, am votat pentru ca să mergem cu blocul acum necondiționat, am înțeles și am învățat o lecție. Lecția, nu știu dacă colegii noștri, pot să-i mai numesc colegi, au avut o susținere și o armată întreagă de membri PLDM în alegeri parlamentare. Și dacă dumnealor își asumă aceste 26 de mandate numai pentru că au lucrat nu știu care membrii PPDA și PAS, eu vreau să vă spun că au lucrat aproape 100% din membrii PLDM. Cei care... Nu vreau să judec absolut deloc cei care au plecat în aceste partide, dar vreau să-i compătimesc că mulți din ei regretă că au făcut acest pas și cred și sper, domnul Felat, cuvintele dumneavoastră și mă bucur că sunteți împăcat în suflet cu tragedia care ați trecut-o. Noi la fel suntem împăcați în suflet și îndemn să revin acasă în familie PLDM. Nu pentru că au fost și-au schimbat idealurile. Noi nu vrem să facem idoli și nici din domnul Filat și nici din domnul Deliu, care datorită dumnealui un respect deosebit față de dumneavoastră, domnul Deliu, fiindcă dumneavoastră ați fost temelia, veriga, că ne-ați consolidat și ne-ați ținut ca echipa PLDM să rămână mai departe o forță de putere. Ceea ce am făcut noi, necondiționat, și am susținut atunci când a venit guvernul la guvernare blocul acum și am ieșit în fața guvernului în ziua când PD-ul s-a declarat, ziceți-mă un cuvânt, declarația lor. Da, deci când s-a declarat de uzurpare de putere, deci 98% în fața guvernului erau primarii PLDM. Eu sunt foarte mulțumită tuturor oamenilor care au avut încredere în echipa PLDM. Suntem foarte recunoscători domnului Deliu, unui tânăr entuziasmat care a mers pe jos cu o echipă nu chiar numeroasă, domnului Alexandru Fetescu, care, domnul Bujoreanu, care a promovat valori naționale. Și de aceea, dragii mei, eu doresc multă sănătate la toată lumea, curaj celor rătăciți să revină acasă și, domn Filat, dumneavoastră, putere, răbdare, cred că ați dat dovadă, înțelepciune și oameni cât mai credibili alături de dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Tamara, dacă ați înțeles leitmotivul discursului dumneaei, este veniți acasă, măi copii! Stimați colegi, avem în sală o persoană pe care
nu prea o cunosc toți. Este un cetățean a Republicii Moldova plecat din 2002 după hotare, locuiește cu familia în Barcelona și care a sosit în noaptea zilei spre 8 din Spania să participe la ședința Consiliului Politic Național și care, în discuțiile care le-am avut anterioare, ne va reprezenta partidul în diaspora, consolidând echipele. E vorba de Igor Cereteu. Igor, te invit în față. Bună ziua, stimați colegi. Anume așa va fi de azi înainte. Vom fi colegi. Vă mulțumesc, domnul președinte, pentru încredere. Bine ați revenit pe pământ între noi, domn Filat. Am onoare să vă salut. Sunt convins, ne așteaptă o muncă foarte grea, însă avem argumente. Avem argumente pentru că tot ce s-a făcut bun în țara asta a fost făcut doar de cât guvernul PLD-MEA. Și acum doar ce ne rămâne prin muncă să ne întoarcem și să preluăm toate cele proiecte, toți acei pași care au fost începuți și să le aducem la bun sfârșit. Eu n-am meritat acele 5 minute, a să fiu scurt și am să las pe alți colegi să vorbească care au muncit și care au ce vă spune, rămâne de muncit și la următorul Consiliu vom veni cu rezultate deja și să ne ajute Dumnezeu și să ne ferească de lași, de trădători. Asta e cel mai important. Mi-am pare atât de rău că nu se reușesc să particip la ultimul punct de pe ordine de zi. Pentru că acolo îți oferă posibilitatea să avem o comunicare mai puțin formală și nu aș fi vrut să ies din sală fără ca să vă spun la revedere. Trebuie să plec, fiindcă trebuie să mă retrag. Am omis un lucru foarte important și asta datorită emoțiilor și poate un pic pauze lungi între luările de cuvânt în fața oamenilor și încă o dată în fața mascaților. Aceste alegeri locale, ele au fost cu totul și cu totul deosebite. Și vă rog să aveți în vedere că am capacitatea și experiența în a face nu doar analiză politică ce ține de Republica Moldova și nu doar. El a fost cu totul și cu totul deosebit. Și fiecare vot obținut de către PLD-MEA nu este calculul ăsta 1 la 2 sau 3 pentru 10 și mai departe. Înseamnă mult, mult mai mult. Rezultatul pe care l-a obținut Partidul Liberal Democrat din Moldova. Și încă o dată vă rog să mă credeți, spun în cunoștință de cauză, nu pentru a vă flata. Este unul nu doar onorabil, este unul foarte bun și eu vă felicit pentru acest lucru. Vă doresc ca în continuare să aveți o ședință lucrativă, să fie un nou început, dacă vreți, și cu care nu vom reuși să ne vedem sau să ne auzim cu poate o mai mare anticipare decât ar trebui. Vă doresc să aveți parte de sărbători fericite și anul care va veni să fie unul bun și unul care să aducă cât mai multă lumină în sufletul fiecăruia dintre voi și celor apropiați. Mulțumesc! Și voi nu puteți vă imaginați ce ați făcut cu sufletul meu astăzi. Mulțumesc!
Stimați colegi, avem încă doi vorbitori înscriși în listă. Cu permisiunea dumneavoastră, ofer cuvântul doamnei Nadejda Plăcintă, președintele Organizației de Femei Apeledeana. Stimate domnule vicepreședinte, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult să vă vorbesc astăzi într-un moment atât de solemn și important pentru PLDM. Dumneavoastră, toți din această sală, sunteți și formați coloana vertebrală a acestui partid, esența și spiritul său. Pentru că partidul este doar despre oameni, nu este o entitate abstractă, nu aparține decât membrilor săi. De aceea, permiteți-mi să-mi exprim înaltă gratitudine și considerație pentru aportul incontestabil și munca asiduă pe care ați avut-o fiecare în parte. Știu că de multe ori avântul v-a fost frânt, că lucrurile nu odată au derapat, dar încrederea și entuziasmul au rămas vii. Datorită dumneavoastră, suntem astăzi aici și sărbătorim împreună. În primul rând, vreau să mă adresez cu multă afecțiune femeilor din Partidul Liberal Democrat din Moldova. Sunteți extraordinare. Nimeni, și o spun cu toată încrederea, că sunteți partea care a creat stabilitatea acestui partid. Nimeni nu va putea contesta tenacitatea femeilor, forța și coerența acțiunilor care au dus la o continuitate fermă și demnă. Responsabilitatea și sinceritatea dumneavoastră au apărat partidul ca un zid. Pentru că femeile creează. De aceea, eu îmi doresc să creăm împreună, să impulsionăm liderismul feminin, să ne unim eforturile și să fortificăm organizația, pentru că suntem o forță incontestabilă. Chiar ieri m-am întors de la o școală de diplomație a Universității din Pavia, din Italia, și acolo am discutat despre rolul femeii în edificarea unei societăți. Și vreau să vă transmit următorul mesaj. Trebuie să fim unite și să ne conștientizăm importanța. Trebuie să fim active și să acționăm cu încredere. Trebuie să ne redefinim statutul de învingătoare. Prin efortul nostru comun vom aduce plus valoare atât partidului cât și nouă personal. Doar împreună vom putea construi un mecanism capabil să dezvolte o societate prosperă, educată și progresistă. Și sunt sigură că mai multe femei în poziții cheie ar aduce o valoare mult mai mare atât partidului cât și societății în general. Când am devenit membru PLDM în 2014, am făcut-o cu cea mai mare sinceritate. Era unicul partid apropiat idealurilor mele ideologice, acea forță a schimbării care a cucerit și a inspirat. PLDM a schimbat radical viziunea multor cetățeni, le-a oferit libertate de a gândi înalt și de a se alinia la valorile marii familii europene. De aceea, în acest ceas aniversar, îi doresc PLDM-ului o activitate intensă și responsabilă, afirmare pe scena politică din Moldova și rezultate de excepție. PLDM-ul a fost creat având la bază o platformă valorică foarte importantă. Aceleași principii trebuie să îi ghideze pe toți cei care sunt astăzi implicați în luarea deciziilor, să fie responsabili, energici, devotați, onești și să respecte oamenii și valorile acestui partid. Și nu în ultimul rând, salut eliberarea domnului președinte Vlad Filat și îi doresc o revenire onorabilă și cât mai grabnică în politica moldovenească pentru a contribui împreună la formarea istoriei de succes a proiectului său de suflet PLDM. La mulți ani, dragi prieteni! La mulți ani, PLDM! Vă mulțumesc! Cuvânt se oferă președinte organizației Tineret, Anastasia Cojocari. Dragi colegi, cea mai mare victorie în viață este să ajungi să faci ceea ce alții îți spuneau că niciodată nu vei reuși. Au trecut 12 ani.
12 ani de la alinierea viselor a câtorva entuziaști. În tot acest parcurs, toți ne-au demotivat. Însă determinarea, curajul și dorința enormă de a schimba soarta acestei țări ne-au făcut să devenim cea mai puternică forță politică din țară. În 2015, amicii și inamicii PLDM au decis prin distrugerea conducerii partidului să lipsească Republica Moldova de un viitor prosper și european. Iar după toate presiunile și atacurile mediatice, toți, dar absolut toți ne-au înscris în lista celor morți. Însă nimeni niciodată nu a înțeles că dacă vrei să distrugi PLDM, trebuie să distrugi fiecare om din această țară, pentru că PLDM suntem toți noi. Eu am să-l citez pe, iarăși, pe domnul Victor Roșca, care mereu spunea că peledemiștii sunt adevărații stâlpi ai societății. Și chiar dacă domnul președinte Vlad Filat a fost creierul nostru, noi toți am rămas inima partidului care continuăm să batem până azi. Viața are și bune și rele. Istoria noastră are și bune și rele. Însă ori de câte ori am avut ocazia, am avut libertatea de a alege, noi am ales să facem bine. Ori de câte ori am ales libertatea de acțiune, noi am ales iarăși să facem bine. Dragi colegi, Partidul Liberal Democrat din Moldova este un fenomen în istoria Republicii Moldova. Este unicul partid veritabil de dreapta. Este unicul partid care a pus de fiecare dată în capul mesei interesele și nevoile oamenilor. Este unicul care a continuat să zboare chiar dacă a avut aripile frânte. Dragi colegi! Felicitări, dragi colegi, pentru rezistență, pentru caracter, pentru dăruire, pentru rezultatele obținute și pentru că noi toți suntem membri ai Partidului Liberal Democrat din Moldova. La mulți ani, colegii mei! La mulți ani, PLDM! Stimați colegi, toți vorbitorii care s-au înscris au reușit să ia cuvântul, dar este necesar să adoptăm o hotărâre la prima chestiune din ordinea de zi. Ea va fi proiectată pe ecranele laterale și dacă considerați că este necesar, putem să-i dăm și citire. Poftim? Vă rog, proiectați hotărârea, dar nu înainte de a face unele anunțuri, că o să vedeți ceea ce este în hotărâre. Deci, dacă ați auzit atunci când eu am venit în fața dumneavoastră cu acea luare de cuvânt, am vorbit că unul din obiective este consolidarea organizațiilor teritoriale și vreau să vă anunț că în hotărâri o să vedeți niște raioane în care preconizăm în timpul apropiat să constituim organizații teritoriale. Dar nu pot să nu menționez și aici un alt lucru, fiindcă o să observați în hotărâri va fi lucrul acesta,
Îl avem prezent aici pe domnul Petru Vlah din Găgăuzia, fost deputat din partea Partidului Liberal Democrat. Care pe parcursul ultimei luni a reușit să formeze 7 organizații primare și suntem în proces de constituire a organizației teritoriale, adică în conferință. Așa e, Petru. Așa e. Și vă rog, deci, dar pe ecranul 2 nu se proiectează. Doar pe un ecran. Deci am spus în mai multe puncte în această hotărâre și o să mă refer la punctul 3. În vederea consolidării structurilor de partid la nivel teritorial, se consideră necesar până la data din 1 martie 2020 se vor organiza conferințele teritoriale de reconstituire a organizațiilor teritoriale din UTA Găgăuzia, Raionul Telenești, Raionul Glodeni, Raionul Fălești, Raionul Dubăsari, Raionul Cantemir și unele sectoare din municipiul Chișinău. Am omis nu întâmplător Strășeniu, fiindcă mai avem și acolo ceva pentru a consolida echipa. Continuarea activităților de fondare a organizațiilor primare în toate organizațiile teritoriale și analiza activității celor existente, elaborarea unui plan de acțiuni pentru implicarea tinerilor în procesele politice la nivel local și republican, intensificarea activităților de atragere a cetățenilor din diaspora în promovarea Partidului Liberal Democrat peste hotarele Republicii Moldova și în acest sens, atenție, se desemnează responsabil de reprezentarea partidului la nivel de diasporă, domnul Igor Cereteu. Deci vă rog, dacă sunt unele obiecții, completări la hotărârea pe care trebuie să o adoptăm pe marginea primii chestiuni din ordine de zi. Dacă nu, eu supun votului. Cine e pentru ca hotărârea să fie adoptată, vă rog votați pentru. Împotrivă, abțineri, unanim, mulțumesc. Procedem la discuția chestiunii cu numărul 2 din ordinea de zi cu privire la operarea unor modificări în organele de conducere ale partidului și ofer cu o deosebită plăcere cuvântul vicepreședintelui Iulian David. Bună ziua, stimați colegi! Vreau să vă felicit încă o dată cu jubileul de astăzi. Este o vârstă, cum a spus și colegii, onorabilă, dar eu cred că noi de-abia ne încălzim. Participarea noastră din alegeri locale pentru noi a fost mai mult ca o încălzire de un meci de fotbal sau comparare. Noi abia de acum trebuie să intrăm în teren și să demonstrăm ce putem. Meciul de încălzire a parcurs bine, jucătorii sunt gata, avem cu cine. Eu sper că pe viitor o să demonstrăm și un rezultat bun în toate alegerile. Nu mai putem sta pe bandă și să așteptăm să joace alții, dar noi să vedem și să batem din palmă. Trebuie să ne transformăm în jucători. Să revenim, de fapt, nu să ne transformăm, că noi am fost. Vreau să felicit toți primarii care au câștigat mandatele și toți consilierii raionali, consilierii locali și toți acei care au participat, dar n-au câștigat, da? S-au luptat onorabil pentru partid. Este un plus, este rezultat bun, vă felicit și succes mai departe. Eu am fost în cadrul evenimentelor implicat, practic fiecare a comunicat în parte și cunosc că într-adevăr a fost foarte greu. Dar s-a putut și în unele locuri și mai bine. Sunt rezerve. Trebuie demobilizat și eu cred că o să avem rezultate bune. Asta general. Acum ce ține de ordine de zi, clar că e o întrebare mai mult tehnică, când eu am revenit să o prezint eu. Este vorba de modificări în cadrul componenței Consiliului Politic Național. Și a să-i dau citire că sunt 3 subpuncte care să le punem separat la vot, fiindcă așa prevede procedura să fie statutar. Primul punct este stabilirea componenței numerică a Consiliului Politic Național în număr de 121 de persoane. Până acum au fost 101 persoane, mărim componența numerică, fiindcă o să avem organizații teritoriale noi formate, în care va fi necesar de pe 8 membri noi să poată participa la cadrul de luarea deciziilor.
Și vă rog să votați cine este pentru această întrebare separat. Deci se supune votului ca componența numerică să fie din 121 de persoane. Da. Cine e pentru? Așa. Împotrivă? Abținere, unanim, mulțumesc. A doilea subpunct a proiectului de hotărâre este de excludere din componența Consiliului Politic Național. Era bine dacă erau totuși puse pe ecran listele, că motivele sunt diferite, dar majoritatea ori au aderare la alt partid, ori au candidat la alt partid, ori s-au retras pur și simplu. Eu dau citire numai numele, prenumele, lista întreagă, ca să nu-i reținem la toți. Alexei Nicolae, Cernevski Vecislav, Donica Irina, Dragoman Petru, Grosu Ruslana, Voloșuc Petru, Pălărie Maria, Ichim Sergei, Rusu Victor, Poparcea Veronica, Baciu Vasile, Guzun Maria, Cazac Eugen. În cadrul Cazac Eugen vreau să fac o precizare că e incompatibilitate, nu-i din s-o retras, el e cu noi, colegul nostru mai departe. Da, Eugen este prezent, am avut o discuție cu el dimineață. Eugen, unde ești? O ieși. A, o fugită, măi, acum. Cine e pentru aceea ca persoanele menționate să fie excluse din componența Consiliului Politic din vari motive, cum a spus domnul președinte, poftim votați pentru, împotrivă, abțineri, unanim, mulțumesc. Și punctul 3 din aceeași întrebare, numai ce am o rugăminte, vă rog frumos de fiecare dată la Consiliile noi să fac propuneri din sală, nu o să fie acceptate, vă rog să le faceți statutar prin proces verbal al organizației teritoriale, că se creează niște probleme când se respectă procentul de doamne și bărbați și așa mai departe. Și vă dau citire listei care a fost prealabil coordonată cu consilierii politici și acceptată și se propune spre cooptare. Ieșanu Elena Căușeni, Savca Cristina Căușeni, Barbăroșe Alexandru Anini Noi, Deaceo Crima Dubăsari, Secară Lubomir Fălești, Țărigrațchi Valeriu Glodeni, Guțu Valeriu Nisporeni, Vlah Petru Utag, Găgăuze, Sajin Ghenadi Orhei, Chiosa Ion Hâncești, Roșca Olga Hâncești, Frunza Alexei Chișinău, Sârbu Tatiana Strășeni, Tabacar Svetlana Strășeni, Cazac Viorica Strășeni, Croitorul Vlad Strășeni, Cereteu Igor, reprezentantul diasporii. Aceasta este lista. Și prânzul noastră votului. Este vorba de cooptarea 17 membri, mai rămân 18 locuri libere în lista totală, care va fi la viitorul Consiliu cooptați. Deci persoanele care au fost citite sunt prezente în sală și dacă vă pare că prea mult a sunat raionul Strășeni, vreau să vă zic că nu au fost citiți cei care au fost excluși. Tot că mai mult au fost excluși de la Strășeni decât cooptați. Da. Cine pentru aceea ca persoane sus menționate să fie cooptate în componența Consiliului Politic, poftim votăm. Pentru, împotrivă, abțineri, unanim, mulțumesc. Vă mulțumesc. Asta a fost tot ce am vrut să vă portez și succes în continuare. Stimați colegi, s-a menționat astăzi în luările de cuvânt că Partidul Liberal Democrat din Moldova este un partid viu, un partid care crește, un partid în care zi de zi vin noi membri. Și cu permisiunea dumneavoastră, eu vreau să înmânez astăzi câteva carnete de membru de partid a celor care recent au aderat la Partidul Liberal Democrat. Și o să încep cu cel mai tânăr primar de Republica Moldova, Tudor Camerzan. Rima Diacioc, doamna care a candidat în Dubăsari, în raionul Dubăsari, a obținut mandatul de consilier local. Felicitări, Rima! Ziceați că l-am uitat astăzi să-l anunț, dar nu l-am uitat, ci special am vrut doar acum, dar dacă m-ați corectat,
E vorba de Serghei Popa, primarul de Berejeni. Nu știu de ce, dar și pe Vecislav tot nu l-am citit în, atunci când menționam primarii. Primarul de Puhăceni, Vecislav Plămădeală. Vecislav, mai repede. Avem doar un bilet pentru o persoană. Sunt sigur că vor fi încă două în curând. Avem grijă de cei care vin în urma noastră. Să ne dedicăm. Bravo. Mulțumesc și Doamne ajută pe noi. Candidatul nostru în alegerile parlamentare pe circumscripția din Transnistria, avocatul Alexei Frunză. La sfârșit o să le invit încoace pe Ionel Coșeru, actorul pe care nu odată l-am văzut doar pe ecranele de la televizor, dar acum îl avem lângă noi. Ionele, felicitări! De asemenea, vreau să vă anunț că la ședința biroului, inclusiv la ședința cu angajații secretariatului, a fost stabilit drept obiectiv ca în timpul cel mai apropiat în toate organizațiile teritoriale, cei care nu dispun de carnete de partid, o să prezinte documentele necesare pentru a fi perfectate, fiindcă noi avem persoane care sunt de ani de zile membri de partid, dar nu au carnet. Eu vreau chiar să dau un exemplu. Avem aici pe Maria Levinte, care e în partid, pe lângă partid, că nu avea 18 ani. Spera la 18 ani să primească carnetul, dar nu știu de ce nici azi nu-l primești, Maria. Fiindcă n-ai prezentat actele necesare. De asemenea, mă bucură. Astăzi, înainte de ședință, mi-a fost prezentate mai multe cereri de aderare. Apropo, sunt dintr-o singură localitate, de la Tohatin, unde domnul Sergiu, unde este? Iată, domnul Sergiu. Deci, și lucrul acesta continuă și în alte, continuă și în alte organizații. De asemenea, nu pot să trec cu vederea două evenimente importante pentru unii colegi de-a noștri. Astăzi, la 12 ani de la fondarea partidului, doi colegi de-ai noștri, care sunt prezenți aici în sală, își sărbătoresc ziua de naștere. E vorba de Victor Niculiță. Unde e Victor? Care împlinește astăzi o jumătate de deceniu. Victore! Mulțumim, eu nu știam că sunt născut odată până de mău. Mulțumesc și cred că toți împreună vom realiza ceea ce ne-am pus obiectivul. Sunt primar din 2011
venit din Italia cu o săptămână înainte, am câștigat alegerile. Ca mai apoi să ne întoarcem înapoi în Europa cu toții. Deci eu vă doresc ca să ne întoarcem împreună cu toții, cu toți cetățenii, acolo unde i-a spus domnul președinte, domnul Pilat, că nu este locul. Ați la mai venit să luați Moldova în Europa. Domnul Pilat, domnul Pilat, domnul Pilat. Și ziua de naștere a unui alt primar, primarul de Chetrosu a nenii noi, Zalevski Leonid. Unde este? Mulțumesc frumos! Îmi face viața împreună mai bună pentru tot, toată lumea din Republica Moldova. Mulțumesc! Stimați colegi, chestiunile incluse în ordinea de zi au fost discutate. E necesar ca la sfârșit să adoptăm o declarație. O declarație politică după ședința Consiliului Politic. Ofer cuvântul domnului Marcel Snegur, primar de Parcova, Jedinice. Domn președinte, stimați colegi, am onoarea. Declarația Consiliului Politic Național al Partidului Liberal Democrat de Moldova. Reuniți astăzi, 8 decembrie 2019, în ziua când se împlinesc 12 ani de la fondarea partidului, Consiliul Politic Național declară: Partidul Liberal Democrat de Moldova s-a născut acum 12 ani din năzuința cetățenilor Republicii Moldova, de a trăi liber, într-un stat de drept, prosper și european. Abolirea regimului comunist și scoaterea țării din izolare a fost prima noastră acțiune care s-a bucurat de un larg sprijin social și de o profundă rezonanță pe plan intern și extern. Sub guvernarea liberal-democraților, afiliați Partidului Popular European, Republica Moldova a făcut pași rapizi și fierbi pe calea modernizării și integrării europene. Am lansat un amplu proces de reforme în toate domeniile vitale. Am semnat convenția de mic trafic la frontiere cu UE. Am negociat, semnat și ratificat acordul de asociere cu Uniunea Europeană și acordul de liber schimb. Republica Moldova devine o poveste de succes printre statele aspirante la calitate de membru UE. Dar, în scopuri meschine, procesul de apropiere de Uniunea Europeană, forțe ostile țării noastre au pus la cale un plan diabolic, decapitarea și destructurarea Partidului Liberal Democrat de Moldova, ca forță motrică a acestui proces. Astfel, autorii și beneficiarii furtului miliardului, oligarhul Vladimir Plahotniuc și controversatul afacerist Ilan Șor, în complicitate cu structuri și de securitate străine, au orchestrat arestarea și condamnarea liderului nostru PLDM, Vlad Filat. Au urmat apoi ani de prigoană împotriva membrilor și aleșilor locali PLDM. Noi totuși am rezistat, iar timpul a arătat că cei care au lovit în PLDM sunt niște hoți și criminali care au predat, au trădat și în cele din urmă au părăsit pe căi ocolite Republica Moldova. Noi cerem acum și vom cere mereu ca cetățenii Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor să fie aduși în țară și oferiți justiției pentru devalizarea băncilor și pentru tot haosul pe care l-au provocat în societatea noastră. După 4 ani de intimidări și hărțuiri, Partidul Liberal Democrat din Moldova revine în forță pe scena politică. La ultimele alegeri locale generale, în pofida tuturor prognozelor care ne dădeau zero șanse, noi am reușit și am obținut un rating politic la nivel național de aproape 6%. PLDM devenind a patra forță politică în Republica Moldova. Noi am câștigat 48 de mandate de primari,
66 de mandate de consilieri raionali și peste 530 de mandate de consilieri locali în 220 de localități ale țării. Candidații noștri au obținut victorie în 3 centri raionale, Leova, Șoldănești și Telenești. În total, pentru echipele PLDM, la alegerile locale din 20 octombrie, au votat peste 150.000 de alegători din întreaga țară. Aceste rezultate demonstrează că cetățenii noștri nu și-au pierdut încrederea în partidul PLDM, că noi suntem un adversar vocal al autocrației, corupției și haosului, generate de președintele Dodon și de coaliția PSRM-PDM. Noi avertizăm și pe această cale nouă alianță dintre Dodon și Plahotniuc, că pentru orice tentativă de schimbare a vectorului european sau de confiscare a cuceririlor democratice și naționale, ea va împărtăși soarta regimului Voronin. În acest moment aniversar, facem apel către întreaga societate la solidaritate și vigilență. Numai noi, cetățenii acestei țări, suntem garantul că interesul național, valorile democratice și principiile statului de drept vor fi mai presus decât toate. Noi, liberal-democrații, reiterăm opțiunea noastră pentru o agendă comună cu toate partidele pro-europene, astfel încât să putem oferi Republicii Moldova o alternativă democratică și europeană. Doar împreună putem face viața mai bună. Împreună mergem înainte. E necesar să supunem votului această declarație de la sfârșitul ședinței Consiliului Politic Național. Poate cineva are unele propuneri cu referire la textul care a fost citit cu atâta suflet de către domnul primar Marcel Snegu. Sunt careva propune. Atunci supun votului. Cine e pentru aceea ca declarația să fie adoptată, vă rog votați. Împotrivă, abțineri, unanim, mulțumesc. Stimați colegi, suntem în ajunul sărbătorilor de iarnă și așa e primit la moldoveni și la români, de fapt, ca să vină cineva să ne ureze an bun, să ne colinde de sănătate, de voie bună. Astăzi o să-i avem aici lângă noi pe cei din ansamblu Țărâncuța din satul Bardă, raionul Ialoveni, care au venit să ne colinde. Stimați colegi, deci pe lângă că mai am așa funcții, mai am în subordine și conduc de 13 ani acest frumos ansamblu Țărâncuța din Bardar. Să știți că prima deplasare în Uniunea Europeană, în România, a fost sponsorizată de Partidul Liberal Democrat din Moldova, pe atunci era domnul Vlad Filat. Îi mulțumim frumos! Și astăzi vă aducem un mesaj de felicitare către sărbătorile de iarnă. Să ne bucurăm cu toții și să întâmpinăm sărbătorile așa cum este la noi, la Basarabie. Deschide-ne gază poartă, că am venit să colindăm. Pune ce-ai mai bun pe masă, cu toți să ne bucurăm. Asta-i seară, seară sfântă, s-a născut Domnul Hristos. Colindem din casă în casă, ca așa-i la români frumos. La tăți casa e lumină, pe masă se pun colaș. Din meșuri se-ți poate vinul și din cămară cârnați. Asta-i seară, seară sfântă, s-a născut Domnul Hristos. Colindem din casă în casă, ca așa-i la români frumos. Câte zile are anul, ca în seara asta nu-i, se bucură tot românul de nașterea Domnului. Asta-i seară, seară sfântă, s-a născut.
Domnul Hristos. Colindem din casă în casă, ca șai la român frumos. Răsplata noastră-i colindu și va duce busuioc. Să aveți bucurie în casă, sănătate și noroc. Asta-i scară-n scară sfântă, să născut Domnul Hristos. Colindem din casă în casă, ca șai la român frumos. Asta-i sare, sare sfinte, s-a născut Domnul Hristos. Colindem din casă în casă, ca șai la român frumos. Raiul mare și sfânt colindem, o corita pe pământ. Domnuțu-i sfânt, în mijlocul satului colindem. La casa bogatului, domnuțu-i sfânt, bună seara om bogat colindem. Cine-ai gata pentru noi colindem. Nu pentru sărași ca voi, tot Domnul-ți-i sfânt, Dumnezeu s-a supărat colindem. Mai departe o plecat, tot Domnul-ți-i sfânt, la marginea satului colindem. La casa săracului, domnuțu-i sfânt, bună seara, om sărac, colindem. Gata-i cina de cinat, domnuțu-i sfânt, cine-ai gata pus să-l ia, colindem. Hai, dați cu toții la ea, domnuțu-i sfânt, Dumnezeu s-a bucurat, colindem. La masă s-o așezat, Domnuțu-i sfânt, El i-o binecuvântat, colindem. Și veșcul e o rămas, Domnuțu-i sfânt, și veșcul e o rămas, Domnuțu-i sfânt. Să vă măturați hainerile, masa să vă încărcați hainerile, casa să vă măturați hainerile, masa să vă încărcați hainerile. Noi umblăm și colindăm și pe Domnul lăudăm. Noi umblăm și colindăm și pe Domnul lăudăm. Din seara ajunului hainerile, până-ntr-a Crăciunului hainerile. Din seara ajunului hainerile, până-ntr-a Crăciunului hainerile. Căci s-a născut Domn prea bun în sălașului Crăciun. Căci s-a născut Domn prea bun în sălașului
domn frumos, aileruile. Fie numele Hristos, aileruile. Și s-a născut domn frumos, aileruile. Fie numele Hristos, aileruile. Decât atunci până nu cântăm cântecul nostru care ne caracterizează acest ansamblu, unde versurile a fost compusă de doamna Maria Luchița, membru al ansamblului nostru. Cu această frumoasă dispoziție, cred că o să întâmpinăm și sărbătorile cu mine. Colectiv etnofolcloric cu o minunată denumire, Țărâncuța. Eu cred că trebuie să ne bucurăm de acestea, deoarece foarte deseori unii se supără când ne zic sunt Țărâncuțe. Noi să ne bucurăm că de acolo am pornit cu toții, de la țară. Și acest ansamblu ne-a demonstrat astăzi că e vin cu cultura unui sat. Unui sat cu niște oameni extraordinari care duc cultura satului și nu numai a satului, a Republicii Moldova, departe de hotarele ei. E primit la moldoveni că când vin și te colindă, trebuie să vii cu un colac, cu mere, cu nuci, cu părere de, răi, de rău, liderii încă nu ne-au dat cota parte de la... De aceea eu vă mulțumesc din suflet și sper că o să cumpărați dumneavoastră și colăceii și nucele și merele. Eu vă cuprind și vă sărut.
zicem și noi bună ziua și haideți să aplaudăm încă o dată această stimată doamnă care conduce de 12 ani ansamblul Sărâncuța, doamna Galina Tom. Colegi, chestiunile și toate acțiunile propuse pentru ziua de astăzi au ajuns la sfârșit. Dar mai avem încă ceva de făcut, dar înainte de a spune ce, vreau să vă mulțumesc din suflet că sunteți. Și dat fiind faptul că suntem în ajunul sărbătorilor de iarnă, nu o să o spun mai bine decât azi, spus-o ansamblu Sărâncuța, eu vreau să vă doresc tuturor sănătate. Sănătate dumneavoastră și apropiaților dumneavoastră. Eu vă doresc ca anul care vine să fie pentru fiecare din dumneavoastră sau pentru fiecare din noi un an al realizărilor. Un an al realizărilor și materiale și sufletești. Și să știți că ceea ce am demonstrat noi astăzi, că suntem o echipă, că suntem uniți și putem face lucruri bune, o să aibă o rezonanță. Eu vă mulțumesc încă o dată din suflet și era preconizat ca după ședința Consiliului să facem o fotografie în comun. Da. Unde, Vlad, putem să o facem? Afară, în față. Cum vă rog. Hai să ne înțelegem așa, fiindcă aici, în hol, noi am pregătit și câte ceva pentru dumneavoastră să nu ajungeți flămânzi acasă. Eu propun să ieșim întâi să facem o fotografie în comun, iar mai apoi revenim, fiindcă hainele le lăsăm la vestiar. Se primește? Da! Mulțumesc și la mulți ani!